Doamnelor și domnilor, Gălbenușul, vă rog frumos, deci e ziua ta, ziua ta, ziua ta. Mai bine mă las de meserie, colegul Costi, vino încoace, hai cu mine, hai repede, repede, doamnelor și domnilor, să o întâmpinăm cu dragoste pe sărbătorita noastră, Merry! La mulți ani! Îmi dai brațul? Păi da, dacă nu eu, atunci cine? Doamnelor și domnilor, înainte de toată lumea o sărbătorim pe Elena Merișoreanu, care sărbătorește câțiva anișori în buchetul vieții, ca să zic. Dragul meu, eu spun exact câți ani am, că niciodată nu mi-am ascuns vârsta. Mâine. Așa, când voi sunt face, deprimit. Așa. Da, dar voi m-ați luat înainte și vă mulțumesc din suflet. Câte primăveri? Numai 76. Doamnelor și domnilor, 76 de primăveri și atât de proaspătă. Deci, da, da, aici avem tortul. Tortul, da, da, tortul, 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 tortul. Costi, vino încoace după mine. Doamnelor și domnilor, nu se dansează numai găina, se dansează și tortul, după cum vedeți. Vai, e foarte bine. Ce frumos, vă mulțumesc întregi echipe. Mulțumesc din suflet, da. Sunteți minunați. Suntem primii care sărbătorim înainte, da. Sau v-au mai prins alții? Prin intermediul telefonului alții, dar pentru prima aia dată la voi. Vă mulțumesc din Merry, suflet. Te iubim, te rog frumos să stai jos, că o să ai multe emoții. Uite, stau lângă tine acum. Hai, da? Hai să stăm jos așa. Da, așa, ia să vedem. O secundă. Sunt foarte mulți, hai să spun și eu tortul aici. Dacă vrei din când în când, dacă ți se taie zahărul la un moment dat sau energia, mai iei un deget așa. Auzi, fii atent aici. Așa. Dacă spun că am fost și mi-am făcut analizele și mi-a zis, băi, analize de 30 de ani. Dacă nu m-ar durea piciorul, sunt ca o fată mare. Da. Doamnelor și domnilor, a venit Merry singură, singurică aici. O să vedem exact ceea ce se întâmplă. Avem niște mesaje. O să avem așa, mai multe, mai mulți prieteni, după care o să mai vină poate niște oameni pe aici. Aoleu, să vedem. Deci, doamnelor și domnilor, deci, vă rog camera pe Merry. Hai să vedem un prim mesaj. Sau hai să măgăm un mesaj și după aceea vedem noi cine intră alături de noi. Una, două, trei și hai să vedem, doamnelor. La ceas de sărbătoare, doamna Elena Merișoreanu, vreau să vă urez și eu un sincer la mulți ani, sănătate și numai bucurii. Sincer, mă bucur că am reușit să vă cunosc mult mai bine. Sunteți un om cu un suflet mare. Sunteți Vai, un om costică. Care ajutați pe cei care sunt mai tineri și de fiecare dată sfaturile dumneavoastră, cel puțin pentru mine, au fost de un mare ajutor. Vă îmbrățișez încă o dată din suflet la mulți ani. Te pupă, dragă Costică, să trăiască nepoții, să fii sănătos. Da, mi-ai făcut o surpriză adevărată. Da, asta e începutul. Hai, mă! Cât o să mai fie aici? Dar eu nu stau bine aici. Nu, stai nu. Tu pe fotografie. Doamnelor și domnilor, punem ochii lui Merry pe mâna la ochi și hai să vedem cine vine. Să intre! Să intre frumos și invitații. Ia să vedem. Vin frumos acum. Hai să vedem cine vine. Cine vine. Hop, 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 hop. Una, două, trei și pe un obraz și pe altul trebuie să fie pupată și mă dau la o parte. Vai de mine! Vai de mine! Cine e aici? Nepoatele mele! Ați văzut? Nepoate mici, nepoate mari! Și fata mea! Uite, Raluca! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! La mulți ani! Vă rog, nu vă așezați pe tort! Cam da bamus! Așa, Raluca, stai jos! Îl țin eu, da? Așa, te rog! Dar cum ai făcut chestia cu rara? Vrei să o faci tu? Nu știi ce să zice? Ce? Scuză-mă că spun asta. Zi, dragă. Dar întotdeauna se găsește un fraier care să facă asta. Ce? Se cântă la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și atât. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Ia, ia. La mulți bani. Da, doamnelor și domnilor, vă loc să luați loc. Vai de mine. Frumuseți, mari și mici. M-ați răsfățat, numai, da. Gata, sunt terminată. Păi, dar ce, ăsta e răsfăț? Vă rog să vă organizați. Doamnele și domnișoarele Merișoreanu, vă rog să vă organizați, toată lumea. Așa, asta-i treaba. Raluca, tu stai în picioare, dacă tot te-ai luat de mine. Cum să stai, mă, în picioare? Dă-te la o parte, doamnelor și domnișoare. Suntem ca la petrecere aici, în sufragerie. Stai jos. Mai Cristi, florile măi, Cristi, mă, dar tu chiar îmi faci surprize. Mai avem, dar ce? Așa, deci, cea mică, spune-i la mulți ani lui Bunia, acum, tare de tot să te văd. La mulți ani, mamaie. Mai tare. La mulți ani, mamaie. Așa, mulțumesc. Cu pici pe care obraz, lui mamaie, ia. Așa.
Mama e... Auzi? Cum e mama? Ăștia sunt doi, mai am doi. Dar așa unul este. Lucrează, ăla e la școală. Așa, așa că mă bucur din suflet. Am înțeles. Zici și tu asta, Mică, la mulți ani, mamaie. La mulți ani, mamaie, multă sănătate, îți doresc fericire și tot ce e mai bun pe lumea asta. La mulți ani și te iubesc foarte mult. Cristi, păi, dar ce, nu mai îmi doresc nimic decât atâta timp cât mă iubește Dumnezeu, publicul și voi, media, și familia mea este aproape. Nici sănătate nu-i mai cer, că cred că mi-a dat prea multe și n-aș știu să o prețuiesc. E, foarte frumos și adânc. Atenție mare, să ne uităm la ecran. Ia să mai vedem cine zice ce. Vai, nu pot să cred. Ia să vedem. La mulți ani, Elena, la mulți ani, draga mea prietena. Stelia. Îți doresc din suflet să fii sănătoasă și să rămâi la fel de voioasă, la fel de sclipitoare. Cristi, dragă, vreau să spun că dincolo de faptul că Elena este un artist care și-a lăsat inscripționat adânc în cartea folclorului nostru numele, este un om și un suflet atât de nobil și de generos. Dacă o sun pe Elena la 3 dimineața că ai o problemă, nu numai că se deranjează să dea un telefon, ci imediat își trage hainele pe ea și merge cu tine. Asta înțeleg eu, un om de calitate. Am înțeles pe lumea asta că și de fapt și datorită Elenei am înțeles că există oameni buni pe lumea aceasta. Elena, te iubesc mult, te prețuiesc mult. Mulțumesc, Eliana Siva, ești minunat. Ești un model pentru foarte mulți dintre noi și vreau să îți doresc din suflet să rămâi la fel de frumoasă, la fel de sclipitoare. Hai, mulțumesc, tu sclipești. Să primești cadouri frumoase, așa am cum primit ți le cadou de la tine și îți mulțumesc așa, din suflet. Cum le dorește sufletelul tău. Și aș încheia așa, dincolo de faptul că îți urez mulți, mulți, mulți ani, cu două versuri pe care le am în cântecul, într-un nou cântec al meu, un nou material. Nu-mi lua, Doamne, umbletul până nu-mi iei sufletul. Oh, ce frumos! Să fii sănătoasă și mulțumesc. Să trăiești mulți ani, mulți ani și pe picioarele tale până la adânci bătrâneți. Te iubesc din suflet. Mulțumesc, Cristi, că Sima. Te-ai gândit să-i faci o asemenea surpriză. Merită Elena mulțumesc. Noastră. Mulțumesc, vă îmbrățișez pe amândoi și pe toată redacția vă îmbrățișez cu toată dragostea. Mulțumesc din suflet, Steliana Sima, îi mulțumesc că ea este o colegă minunată și o prietenă și o bunicuță, una dintre frumoasele bunici de la noi din folclorul românesc. Cam asta le merit, da? Doamnelor și domnilor, așa că le vedem frumoase pe toate patru generațiile de aici. O să vedeți după pauză ce mai aflăm de la ele, ce mesaje mai avem, ce s-o mai întâmpla, o să vedeți. Stați că câteva minute de publicitate, după care avem alte surprize. La mulți ani! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Sunteți aproape și vă mulțumesc! La mulți ani, mulți ani! Da, doamnelor și domnilor, doamna Merișoreanu vrea să-și părească nepoatele în direct. Ascultăm! Este individe și așa, cu chimia. Zic la asta, zic că da, unde te pregătești să pleci? Mă duc la să întâlnire la o ziua unei prietene. Și atunci zic bine. Ce ai făcut? Fiimea nici vorbă să spună. Zic când treci pe la mine? Oricum, zic mâine veniți? Nu, mâine nu-ți fac niciun program, că noi îți facem o surpriză. N-am mai întrebat, că surpriza e surpriză. Normal, deci mâine urmează alte emoții. Deci nu putem să dezvăluim absolut nimic. Nu, nici nu, adică aș fi măgar să... Trebuie lucrată bine mâine, da, doamna Merișoreanu, nu trebuie lăsat așa, da, pur și simplu. Nu, Raluca? Auzi, astea sunt emoții plăcute și le mulțumesc tuturor celor care m-au sunat de pe la radio, teritoriale, de pe la televiziuni. Păi, dar stai că mai avem. Ia să vedem cine e în legătură direct acum cu noi, prin Skype. Doamna
doamnelor și domnilor, Lena împreună, Miclauș împreună cu soțul. Dragii de ei, copii frumoși care îi iubesc din sufletul meu și mi-e dor de ei. La mulți ani, să fiți sănătoasă. Mulțumesc, și să vă bucurați de tot ceea ce v-a dat Dumnezeu și de tot ceea ce ați realizat. Să știți că și noi vă iubim foarte mult și vă prețuim și vă mulțumim din tot sufletul pentru toate încurajările, cel puțin eu, pentru toate încurajările pe care mi le-ați dat atunci la începuturile mele, oriunde ne vedeam, la câte un spectacol sau la emisiuni, întotdeauna ați avut încredere în mine și în noi și ați spus continuat. Să știți că, să știi, Cristi, că doamna Elena Merișoran e printre puținii mari artiști care pe mine și pe noi, cei care am fost la început și micuți, ne-a susținut. Și oriunde a spus că se mândrește cu noi și că suntem din Hunedoara și se bucura când ne vedea. Foarte frumos! Mulțumesc, scumpii mei! Dragii mei, dați-mi și mie o întâmplare simpatică cu doamna Merișoreanu, așa, dacă aveți în buchetul de amintiri. Ia zi, Septimiule! Stai să mă gândesc, Cristi. Salut, sărmâinile, doamna Elena, la mulți ani. Măi, nici nu știu că sunt mai multe acum, dar m-ai luat așa de una repede. Una scurtă și tare, așa. Hai că mă gândesc, că nu știu ce să-ți spun în momentul ăsta. Oricum, cu doamna Elena, fiecare întâlnire e o chestie așa care te ia tot timpul prin surprindere și te... Doamna Elena e o fire foarte... aduce zâmbetul pe buze la toată lumea și din orice chestie mică știe să facă o glumă bună în care să ne simțim toți și să ieșim așa bine. Știu, Cristi, stai să spun, doamna Elena, nu știu dacă vă mai aduceți aminte, eram la Timișoara cu domnul Borz, așa, un chef mare, 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 mare și doamna eram Elena avea ceva... avea ceva pe stic acolo, niște melodii. Nu știu ce naiba s-a întâmplat, fratele, nu i-a mers sticul nici știu cum, trebuia să intre doamna Elena. Hai mă să cântăm live. Păi ce stic, ce melodii. Pac, i-a dat frațele meu o gamă, a intrat direct. Cine poate, poate, cine nu, dă din buze pe margine. Să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă trăiască copiii, să aveți numai bucurii și vă mulțumesc din suflet. Dragii mei, vă iubesc ca pe copiii mei. Mulțumesc, Lena, mulțumesc, Septimiu, sunteți absolut grozavi. Vă așteptăm la București, promisiunea e promisiune, da? Așa e. Fără discuții. Și vă aștept și pe la mine. Aia e treaba. Foarte bine. Mergem mai departe. Vă mulțumesc, Lena și Septimiu. Dacă avem legătura aceea sau nu avem legătură. Da. Hai măi, să mai Cristi, vrei să-mi facem? Fine rău? Domne, un mesaj aici. Ia să vedem cine e. La mulți ani, dragă Elena, să fii sănătoasă, să-ți dea Dumnezeu Maria, tot ce-ți dorești, tot mama. Ce-ți trebuie, să te bucuri de familie, de prieteni, să ai spor în tot ceea ce faci. La mulți ani, te pupăm cu drag de aici, din studio, alături de Iuliana. La mulți ani! Draga Maria, îți mulțumesc. Să știi că pe înainte sărbătoream cu soțul ei, care și el pe... Da, un om grozav, care a fost sufletul Marie. Draga de ea, să întărească Dumnezeu în putere și credință, pentru că Maria este un om deosebit. Așa este. Da, doamnelor și domnilor, mai avem și alte surprize, dar... Stai, domnule, cineva vrea să mai spună ceva? Cine vrea să spună, domnule? Ia să vedem. Una, la mulți ani, Elena, să ai viață frumoasă, vai, multă sănătate, bucurii și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine. Să știți că îți transmit de la pupitru Iulianei Tudor. Să fii sănătoasă și distracție plăcută alături de familia ta și de cei dragi. Mulțumesc, Mioara, dragă. A fost ziua lui Mioara când am sunat-o, ea era la Chișinău. Dar chiar dacă nu ne vedem foarte des, să știi că ne purtăm un respect unele de alte. Noi, generația noastră și nu numai, și cei tineri, vreau să spun că ne respectăm, ne iubim și asta e cel mai frumos lucru, că uite, oamenii își amintesc de mine atunci când sărbătoresc ceva. Dar, nu-i chiar așa, dragi doamne Merișoreanu și domnișoare, o altă mare doamnă a muzicii populare din generație cu Elena Merișoreanu este la telefon. Aole. Doamna Meri, zi alo. 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 Da? Da, alo, cine Elena? Este? Da. Elena, Laura la telefon. Laura, scumpa lui mama. Măi, Laura, da, dragă, tu ai intrat și ieri la radio, îți mulțumesc. Să fii sănătoasă, să dea Dumnezeu să ai numai. Astăzi să ai sănătate, să ai viață lungă lângă cei dragi ai tăi și să-ți meargă bine în toate. Dumnezeu să fie alături de tine, să-ți realizezi tot ceea ce gândești tu și copiii tăi.
Mulțumesc să și ție la fel. Mulțumesc să trăiască toți cei dragi ai tăi, te iubesc. Mulțumesc, mulțumesc. Pupăm. Mulțumesc. Doamna Lavric, vă așteptăm la București, mai facem o emisiune frumoasă cu dumneavoastră și cu Victoraș. Cu Victoraș, o emisiune frumoasă, doamna Mericioranu, avem sau nu avem? Avem? Da, venim, da, venim. O să vină Victor cu o piesă nouă. A, piesă da, nouă. Da. Și da, cu o solistă nouă. Aoleo. Da. Și cu o solistă nouă, ia uite. Păi dacă e cu prietenii, Elena știe tot. Păi că da. Da, foarte frumos. Da. Pupăm, iubim, așteptăm. Da. Mulțumesc, Laura. Și Ioana, și pe tine, și pe toți cei ai. Să rămână. Emisiuni, faceți emisiuni frumoase și mă bucur că s-a ați rămână progresat extraordinar de frumos. Bravo, felicitări. Să rămână, să rămână. Mulțumesc da mult de tot. Sănătate, da, da, sănătate, da, Cristi, merite, grăbești undeva? Vrei să-mi vine rău, nu? Hai să vedem, mai că mai e cineva care vrea să te salute. Pe ce facem aici, doamnelor? Ia să vedem. Da, domnul din ecran să apară prin Skype, una, două, trei și... Hocus pocus abracadabra, domnul Ilie Caraș. Ilie! La mulți ani, doamna Elena, la mulți ani, multă sănătate, Dumnezeu să vă ocrotească. Dumneavoastră știți că eu vă iubesc foarte mult și știți că noi am făcut foarte multe turnee împreună și avem o altă poveste. La mulți ani, multă sănătate. Mersi, Iliuță, dragul meu. Da, Ilie, ce poveste aveți voi împreună, dragă? Că voi aveți o altă poveste împreună. Vreau am o grămadă de povești cu el. Zi una. Tot vreau să-l însor și nu vrea. Hai, mă, Ilie, ce faci, mă, Ilie, că te-ai pierdut când te-am întrebat de povești, ai început să învârți camera pe acolo. Zi. Noi am fost în foarte multe turnee și doamna Elena m-a și prins cu o fată în cameră la Iași. Așa e. Mă, era casa nebotezată, mă, și tu ai venit cu fetele acolo. Da. I-am lăsat singur și bineînțeles că... Mă, Ilie, Elena vrea să te însoare și tu nimic, așa ceva? Nu, acum e mare parlamentar, nu mai are vreme, mă. Păi și ce, ăștia nu se căsătoresc? Ba, da, ăia nu, că n-au vreme. Aaa. Doamna Elena o să fie soacră mare, o a doua mamă. Da, auzi, deja. Cristi, vreau da să spun că mi-am făcut la ei la cabinet implant, mulțumesc, da, Ilie. Domnul Ilie lucrează și bine. Și Nicolae, aha, care mi-au făcut implant și mă simt foarte bine. Foarte bine. Bravo, mă, Ilie, ai lucrat bine. Vreau să zic că vă îmbrățișez și vă pup pe toți, și pe Betișor, și pe Ralu, pe toată lumea acolo din platou. Da, da, te pupăm da toți! Da, foarte frumos, foarte... Pentru că familia doamnei Elena Merișoreanu este o a doua mea familie și... Să trăiască! Mă bucur, Ilie, mă bucur! Și noi te iubim foarte mult! Ești toată lumea te iubește, aici. Iliuță! Mersi! Pupăm, să dansăm la nuntă, la soacra mare! Da, da, să trăiască! Da. Mulțumim foarte mult, a fost Ilie când a auzit de însurătoare, a făcut telefon, uite așa, da, vă dați seama cam care treaba. Mergem mai departe. Ce surprize mai avem, simastele spectatori? Măi, tu vrei să-mi vină rău? Să miște camera. Stai că mai avem, doamnelor și mai domnilor, și alții. Și cel mai dulce hâț cu la mulți ani pentru bunia mea, Merișoreanu, care a avut grijă de mine în junglă și pe care de el, Doriane, necondiționat și continuu. Te pup, Merișor, să fii sănătoasă, pentru că este mai important decât orice. Să te bucuri de familia ta, pentru că e o familie superbă și numeroasă. Și să te bucuri și de oamenii care ne iubesc, pentru că până la urmă ești artist. Doamne ajută! La mulți ani, Meri! Te pup, Dorian, ce iubești și să știi că el este preferatul unui nepoatele astea. Am observat că fetele au avut așa o reacție când da a fost Dorian. Dorian ai văzut ce frumos s-a îmbrăcat de ziua ta? Da, am văzut, a ieșit cu mușchii la vedere. Aia este, deci e frumos, s-a îmbrăcat special pentru e tine. E un coleg extraordinar, chiar dacă ne vedem mai rar, dar el totdeauna zice, mă, trebuie pe la tine, că n-am uitat să mănânc o mălină cu brânză. Păi aia e treaba. Foarte frumos, doamne. Vai, Cristi! Mai vrei? Vreau să spun că m-ai emoționat și nu o să uit această zi niciodată. Pentru da că tu mi-ai făcut niște surprize atât de plăcute. Să vedem. Cine mai zice la mulți ani? Dom'le, lucrăm cu materialul clientului. Ia să vedem. Una, două, trei și... La mulți ani, doamna Merișoreanu, vă îmbrățișez cu toată dragostea și să aveți cea mai frumoasă zi alături de cei pe care îi iubiți. Vai, mulțumesc din suflet, draga de... Da. E, ce cred, aveți? E? Dar nu mai știe ce să spună. Lasă că atunci să vorbească fetele. S-a rămas fără cuvinte. Nu? Hai să vedem, nu că mai avem urări, dar până atunci, o zi de naștere memorabilă cu doamna Meri. Memorabile. Toate sunt memorabile. Toate sunt memorabile. Și asta, cum ai făcut tot tu, Cristi. Asta rămâne unică. Deci asta este clar. Să dea Dumnezeu să avem multe zile memorabile de acum încolo. Da, mă, uite, și mică, să ne țină Dumnezeu. Cea mică o să spun acum de la microfon. Ai la valieră să-mi... Așa, zi-mi una tare cu mamaie. O chestie tare, așa, ce vrei tu? Noi deja ne știm. Ne-am văzut la emisiune. Nu mai avem secrete, așa, zi. La
Mulțean. Și? În junglă, în junglă, când i-ai trimis un mesaj. Ia zi, ia zi, ia zi. Ia, când era mamaie în junglă, ce-ai făcut? Cum ai mâncat o alea mamaie și ce-ai făcut? E foarte vorbăreață, dar nu știu, astăzi ce ai? E emoționată, că e moment frumos acum. Hai să vedem, un sfat pe care ți l-a dat Elena, ca să nu mai zic mamaie, că nu-i mamaie. Păi da, nu, că așa, eu așa îi zic mereu, mamaie, ea așa. E mamaia mea. E așa. Un sfat. De când era mică, mi-a spus să nu am foarte mulți prieteni și... Și bine a făcut. Da, și mi-a zis că când am o problemă, să vorbesc direct cu ea sau cu Dumnezeu. Ai, ce frumos sfat ai, da, mamaie. Da, așa este. Dumnezeu e cel care ne ascultă. Și vreau să spun, dragul meu, că sunt oameni pe care tu mi-ai adus pe calea undelor. Se zice că un om în ziua în amiaza mare mergea cu lumânare aprinsă. Și altul vine, zice, mă, omule, de așa de cald și soare și tu cu lumânarea aprinsă, caut un om. Da. Tu ești omul ăla și tu care mi-ai făcut această surpriză, te rog să mă crezi că m-ai emoționat. Hai că s-a emoționat. Să străiască soția ta. Să rămână. Băi, nu te emoționa, că noi mai avem puțin așa. Mulțumesc foarte mult. Cu modestie încercăm să facem treburi frumoase aici pentru oameni care merită. Vreau să știu dacă mai avem mesaj. Ia, mesaj, pe ce facem mai? Draga mea colegă, și de acum și de altă dată, la mulți ani din partea lui Viță Turda, multă sănătate ție, familie tale frumoasă și nepoților tăi și mai ales pentru soțul tău frumos și prietenul lui Gheorghe Turda, Viorel Curitoră. La mulți ani pentru întreaga ta familie, la mulți ani, nu te pun. Mulțumesc, dragul. Hai mă, că a vorbit cineva și de soțul tău care ți-a fost... Așa e, păi au fost și... colegi, așa că trebuia să vorbea. Mulțumesc, Viță. Câți ani de căsătorie, apropo? Astăzi, da? Fac 48 de căsătorii. 48 de căsătorii? De ani de căsătorie, neîntreruptă, cu bune, cu rele, să nu spună nimeni, vai, dragă, ce viață am avut eu. Nu, în viață, știi cum e, când ieșim de la cununie, ne presară numai petale de trandafiri. Dar pentru trandafiri mai sunt și spini. Dacă nu știm să-i ocolim, viața îți oferă lucruri care n-ar trebui să se întâmple. Raluca, ce fac porumbei după la 48 de ani de căsătorie? Îți dai seama, cu porumbei a fost direct. Așa, zi. Azi au vreo se pupă pe obraz, mâncați ceva bun și asta e. Foarte rar, foarte rar. Îți dai seama, Eleno, adu-mi o ciorbă. Asta mai du-te și ea singur. Păi lasă, auzi, zici, toată ziua te plângi că bate doare una alta, dar una, două, te văd cu costumul și fâști, bă, poartă afară. Mai uite-te, dracu, buletin, să vezi cât să ai. Acum nu mai e iubire, sunt respect. E respect. Asta, de fapt, 48 de ani. Și asta contează mai mult decât orice. Dați-vă seama ce înseamnă 48 de ani de căsătorie, că copiii ăștia nu înțeleg. Când ei s-au căsătorit, eu aveam un an, ca să înțelegeți ce înseamnă o viață de om împreună. Foarte frumos. Dacă mai avem mesaje, să-mi spuneți, că mai trebuie să mai intre și oameni prin Skype și noi suntem aici. O să și cânte Emery. Draga mea, Elena, din toată inima îți urez la mulți ani, cu multă sănătate, cu ani buni, frumoși, fericire pe măsură, să-ți aducă bucuriile de pe lume, nepoții, copii, prietenii, să ai parte de tot ce este mai frumos pe lumea asta. Te îmbrățișez cu mult drag și sper că știi cât de mult te iubesc. La mulțumesc, Betty, cum îi spun eu, Elisabeta Lipă, care ne cunoaștem de când eram foarte, ea e foarte tânără și acum, dar ți-am spus, chiar dacă ne vedem mai rar, dar respectul și... Toată lumea te iubește de departe, să știi. Da, asta să știi că ne salutăm de sărbători, în zile când are un eveniment sau eu, dar le mulțumesc tuturor. Vreau să spun că telefoanele mele au roșit de atâtea... Nu, n-au roșit. Unele au ajuns la temperatura de fierbere, de asta trebuie să spui alo acum. Alo? Oare cine să fie la telefon? Alo? Alo? Da? Alo, Ileanușa, de trebuie să mă recunoști după voce. Doamnelor și domnilor, Irina Lovin la telefon. Draga lui mama, Irina, tu astăzi ești la... Știu că ai un spectacol pe la Pitești, nu știu pe unde. Irina, da, este omul care întotdeauna...
De când am venit în București, din prima zi a fost alături de mine. Irina, te iubesc, te respect și te prețuiesc enorm de mult. Mulțumesc din suflet că n-ai uitat niciodată. Mulțumesc. La mulți ani, Ilenuță, îmi face deosebită plăcere să-ți transmit pe această cale urarea de bine și de sănătate și multă, multă fericire și relele să stea departe de tine și să-ți alegi prieteni numai pozitivi pe lângă tine, că așa ne-am obișnuit noi. Dar, acum, bine că am avut ocazia să-ți urez la mulți ani, dar îți trimit și o mică filmare, da? Mulțumesc. Trebuie neapărat. Doamna Loghi, da. Irina, trimiteți filmarea. Pe de altă parte, vreau să vă întreb lucrul următor. Cu umorul dumneavoastră, că și Mary are umorul ei senzațional, dar dumneavoastră, care într-adevăr, deci ne cuceriți de fiecare dată cu umorul, ziceți-mi o întâmplare simpatică din atâția ani de carieră împreună cu Mary. Avem așa de multe. Una repede. Zice. Una repede, zice că țiganul seara de Crăciun, de, nu s-a pregătit el așa cum trebuie, țigan, pentru că ne-am lucrat tot timpul și mi-s drag și am lucrat tot timpul cu ei. Așa. Da, au șarmul lor și avem nevoie de ei. Așa, și talentul lor pe care l-au. Deci s-a culcat în seara de Crăciun, nu avea nimic să pună pe masă. S-a culcat, era singur, s-a culcat și în vis visează o oală mare cu sarmale. Și se trezește el în vis, ia oala cu sarmale și se duce la foc, o pune pe plită și se trezește țigan. Aole, fireașa, dracu, nu puteți să le mănânc greci. Ești foarte bună. Da, Loghin, vă pupăm, vă iubim. Te pup, Irina, draga mea. Vă așteptăm în platou cu toată iubirea și admirația noastră. Așa și vă mulțumim că ați fost și azi alături de noi. Da. Mulțumesc foarte mult. Atunci nu mai are haț filmarea, o trimit altă dată, anul viitor, Ilenuță. Anul viitor. Avem atâția ani în față. Noi să ținem, ăștia mai tine, să ținem pasul cu dumneavoastră și cu doamna America. În rest, auzi, Irina este o scumpă. Ileana, de când a venit la noi la ansamblu, era o frumoasă, de aceea am vrut să-i cânt, erai fată mândră, Ileana, când te-ai măritat. Da. Dar acum nu mai e valabilă, pentru că deja am intrat pe partea aia. Mulțumim foarte mult! Mersi, Irina, te pup și succes la spectacol astăzi! La mulți ani, Ilenuță, la mulți ani, să te ferească Dumnezeu de rele, să-ți dea mulțumesc, te prețuiesc mult de tot! Te pup, dragă! Auzi, Cristi, atâtea turnee am făcut cu ea în Israel, în America, în Germania și odată eram în turneu și eu mă sculasem și eu vorbeam cu ea și se uita la mine, dar nu răspundea. Și zic, măi, Irina, dar de ce e supărată pe mine? Eram tânără, n-aveam, nu eram nici măritată. Și zic, măi, dar de ce nu vorbești? Ea se uita și nu vorbea. Și la un moment dat zic, de ce s-o fi supărat pe mine? Am început să plâng. Dar ea scoate doapele din urechi. Ai zis ceva? Foarte, ea putea să doarmă, că era gălăgie și punea doapele în urechi. Și eu vorbeam cu ea și ea nu răspundea, că n-auzea. Da. Excepțional. Vai, da. Am atâtea turnee. Măi, la un moment dat știu că eram pe la New Jersey și ea pleca, de atunci mergea pe jos mult de tot. Da. Și a plecat în partea opusă. Și noi mergeam cu mașina, trebuia să plecăm la un spectacol. Mă, am mers noi vreo 2 km. Mă, n-o găsim telefoane de unde. Și la un moment dat zic, domnule, hai să ne întoarcem. După ea, i-au luat să-mi partea aia la altă. Deci am mers vreo 3 km. Ne-a și speriat că nu ne puteam duce la spectacol fără ea. Ea iubită a fost și rămâne iubită atât în țară. Sunteți o generație specială și ne bucurăm de fiecare. Mai avem un mesaj? Ia să vedem. Una, două, trei și... Ia să vedem. La mulți ani, Elena Merișoreanu. Doamna preoteasă! Fericită alături de familia ta frumoasă, alături de nepoții tăi minunați. Fii binecuvântată și îți dorim din suflet ca bunul Dumnezeu să-ți binecuvinteze viața, să fii fericită. Mulțumesc, Marioara. Să fii împlinită și să rămâi așa
a noastră. De aici, de la Clinceni, familia preotului Gheorghe spune la mulți ani și, bineînțeles, mulțumesc, cu copiii de la grădiniță, cu copiii mei minunați. Da. Uite, împreună spunem la mulți ani! Ce frumos! Ce drăguț! Mulțumim, Cristi, mai, ai reușit să mă emoționez la lacrimi. N-am cuvinte, sunt prea puține a spune azi. Vă mulțumim ție și întregii echipe pentru acest dar minunat. Nu există ceva mai prețios decât ceea ce mi-ai prezentat tu aici, colegi dragi, de o viață care am trudit. Noi nu suntem vedete, noi suntem slujitorii cântecului popular. Vedete sunteți voi, sunt actorii care sunt distribuiți în filme. Noi suntem slujitori cu toată dragostea pentru folclor. Și să știi că folclorul rămâne pe mâini bune atâta timp cât văd atâția tineri cu glasuri frumoase, cu chipuri frumoase și cu costume extraordinare. Uite, treci la pupat, că te așteaptă cineva. Uite. La mulți ani! Și asta e o fata mea. Păi da, m-am gândit să fie fetele tale toate aici. Da, doamnelor și domnilor, Claudia, uite, stai acolo lângă Raluca. Vedeți, nici canapeaua asta la mulți ani, nu este suficient de mare. Dar te știi că e și ziua ei. Mai e un pic. Mai vorbim, ne mai împrietenim până la ziua ei. Pe de altă parte, zi-mi o întâmplare frumoasă cu Mary. Dar câte nu avem. Vreau să vă spun că atunci când eu sunt foarte tristă sau când am... Aia cu păr mi-a venit în minte. Ne-am dus noi la un spectacol și amândouă eram într-o mașină așa mai înaltă și la un moment dat era întuneric pe la 1 noaptea, un polițist, cred că avea o jumătate de metru, ne oprește. Și zic, mătușe, poliția de aia zice, hai, oprește. Opresc eu, dau geamul jos și zice, bună seara. Actele la control. El, nici nu-l vedeam, atâta era de mic, dar el zice, bai, m-a permisul, sunteți bun și ați făcut, ați condus viteză. Zic, mătușe, dă-te repede jos. Dar eu mă debac ca să mă îndesămbeșe, nu? Dar el zice, mătușa nu se poate da jos, că n-are păr. Aveam, îndesămbeșa jos, eram de spus. Dar el zice, n-am cum să mă dau jos, că mi-am dat părul jos. Eram toată ciufulită. Și se gândea că la ora aia... Că da. după concerte, noi în mașină ne mai demachim, ne mai dăm... Se mai șterge lumea pe față, da. Da. Foarte și frumos. A fost așa de simpatică și de atunci s-a luat părul, totul e... Da. Am avut o întâmplare de genul ăsta cu Irina Loghi, ne-am dus până la New York magazine, asta era shopping, noi, moarte. Zic, mă, plecând dimineață de noapte, nu ne machiem, nu ne aranjăm. La un moment dat, un magazin imens, ne uitam după jeans, după meșe, după haine. La un moment dat văd pe unele cu batic în cap să tot uita. Zic, Irina, alea-s românce. Hai tu, ce să caute alea aici la mama dracu? Când vine? A, păi să știți că noi v-am cunoscut, erau de la Arad. V-am cunoscut că după ochi și după zâmbet. Zic, Irina, hai să ne boim un pic măcar rus. Foarte tare. Da. Imediat o să o ascultăm pe Mary cântând. Are o poveste foarte interesantă și Claudia. Până atunci vreau să aud un anume fel de te iubesc pentru Mary de la cele trei fete frumoase. Cine începe? Mamaia mea dulce și drăguță, te iubești cel mai mult de pe lumea asta și știi că ești în inima mea întotdeauna. Și eu vă iubesc și doresc să aibă în viață noroc și să aibă soartă bună. Mamaie, te iubesc foarte mult. Mulțumesc, să crești mare și să înveți bine. Te iubesc, mama, și să rămâi veșnic cu noi. Draga de ea. Mulțumesc. Și să aveți foarte mult. Mai am o fată care e la servici, nepotul meu e la servici, el altă e la școală. Știm, suntem informați că cu toți am luat legătura. Adică, cine e aici, cu siguranță că a putut... A venit. Pe de altă parte, toată lumea vă transmite toate cele bune. Am vorbit ieri la telefon cu foarte multă vreme, cu multă lume. Ida Drăgan spune la mulți ani și multe alte doamne. Vai, ce frumos, dragi. Deci, un te iubesc mare pentru Elena Merișoreanu. În timp ce și Claudia spune acel te iubesc, o rugăm pe Mary să meargă încet către locul de cântare. Am un cântec la voi în emisiune pe prima audiție și îl doresc din suflet echipei tale, soției și bineînțeles lui Tudor, Teddy, cum îi spuneam noi. Așa. Și tu
tuturor privitorilor să nu uite că aici sunt emisiuni de mare calitate. Mulțumim foarte mult. Mary, uite frumos, așa, e condusă de colegul nostru. Până atunci, Claudia, zi.